caminhando, ele espera a caminhar, que isso é inicial. Numa nota aqui de novo, chama aqui, já chamaram o meu nome, de uma convocação de tal de mara a Conselho Local, prin dispoziția 98/2007. Aqui está primarul, a suplimentat ordinea de zi, cu un proiect de hotărâre privind acordarea premiilor pentru posibil care au obținut funcții deosebite. Rog domnii consilieri și doamnele consiliere, dacă au un interes personal în problemele supuse, dezbatere să se adună de la deliberare și de la adoptare. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local de Legiuni din 22/4/2021. Mai departe. Cine este plângere? Nu, de ordinea de plângere. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică deschisă a 3 terenuri, în suprafață totală de 7500 de metri pătrați, aflată în proprietatea privată a Comunei de Legiuni, identificate prin carte funcțională numărul 61589, carte funcțională numărul 61583, carte funcțională numărul 61585. Inițiator primar Ienea Nicuțea. Proiect de hotărâre privind aprobarea recomandării de dezmembrare a unui modul aparținând de extravilaul statului Cotila, Comuna Felizmânt, județul Bacău, în suprafață de 5.300 metri pătrați, punct soviet, înscris în cartea funcțială numărul 60877, număr cadastral 60877 în două locuri. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil aparținând de extravilanul statului Brăzina, Comuna Telegiul, județul Bacău, în suprafață de 27.151 metri pătrați, punct Delcea Mufănească, înscris în cartea funcțială numărul 61599, Telegiul, număr cadastru 61599 în două loturi. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului, structurilor, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Helegiu. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniu Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizarea Bacăului. 7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei a doua terenuri situate în extravilanul satului Brătila, Comuna Hilegiu, curatura Banei. Unul în suprafață de 25.261 metri pătrați, Tarlaua 78, parcela 2604 și unul în suprafață de 2700 metri pătrați, Tarlaua 76, parcela 2605. 8. Proiect de hotărâre cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Hilegiu pentru semestrul 2 al anului școlar 2020-2021. Se suplimentează ordinea de zi cu următorul proiect. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind acordarea de premii elevilor, tinerilor, sportivilor care au obținut rezultate deosebite, locul 1, 2, 3 la fază specială, națională, internațională, a olimpiadelor școlare sau medalii de aur, argint, bronz la alte concursuri și competiții naționale, balcanice sau europene. Inițiatorii, consilierii locali, Mihaela Rodica Giabon-Vândic, Elena Stanciu, Adrian Drăghiciu, Nelu Stoica. Și 10 diverse. Se supune aprobării procesul verbal al ședinței de, din 22/4/2021. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitația publică deschisă a 3 terenuri, în suprafață totală de 7500 metri pătrați, aflate în proprietatea privată a Comunei Hilegiu, identificate prin carte funcțială numărul 61589, carte funcțială numărul 61583, carte funcțială numărul 61585. Cine este pentru? În urma dezmembrării am primit cărțile funcțiale și s-a demarat procedura de licitație pentru 3 loturi, în vederea construirii parcului eolian. Documentația de cuprindere studiul de oportunitate, caiet de sarcini, regulamentul de licitație și formularele aferente de licitație.
Redevența minimă este de 1500, de la care se începe licitația este de 1500 de euro pe an, iar durata concesiunii este de 25 de ani, cu posibilitatea prelungirii cu încă jumătate din perioadă. Dacă sunt discuții... Dacă nu sunt discuții, atunci cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezvântare a unui imobil aparținând de extravenal în satului Brătila, Comuna Helegiu, județul Bacău, în suprafață de 105.300 m2, punct păget, înscris în cartea funciară numărul 6087 Helegiu, număr cadastru 6087 în două loturi. Este pe aceeași temă pentru construcția parcului eolian, pentru a putea demara procedura de licitație, trebuie să avem cărți funciare, dovada proprietății pe fiecare imobil în parte și atunci trebuie dezmembrat dintr-o dată o parcelă mai mare, cele 2500 de metri pătrați pentru încă două turnuri. Am în două proiectele. Primul este pentru Făget, suprafața de 105.300 metri pătrați, iar a doua 27.151 metri pătrați se dezmembrează în două loturi, unul de 2500 și restul, diferența care va rămâne în continuare. Sunt discuții? Da, deci sunt alte loturi până la urmă, care vor fi? Da, deci vor fi 7. Deci avem 3 pentru care facem licitație. Le-am dezmembrat. De fapt, inițial am făcut atestare la domeniul privat și pe urmă le-am dezmembrat. Acum mai dezmembrăm încă 2. Mai este pe ordinea de zi un proiect de hotărâre prin care atestăm la domeniul privat o suprafață. Da. În ședința următoare vom avea dezmembrare. Și de acolo, da? Și abia după aceea le facem pe toate 3. Vor fi în concesiune pe încă 3. Facem acum pe 3. Oare 3 sau? 7. 7. Dar cred că avem ceva la care nu ne-a venit încă... E vorba de suprafața aceea care nu a fost ridicată. A, nu avem rost, așa. Deci vor fi 7 turnuri. Ce era curătura manță, cum ziceam. Și pe fiecare parcelă va fi amplasat o una singură. 2500 de metri pătrați, atâta concesionează, turnul ocupă practic mai puțin, terenul aferent apoi va putea fi folosit în continuare ca și pășunat. Practic turnul nu are decât, din câte știu eu, 2 metri jumătate în diametru și o platformă de beton de 50 metri pătrați, pe care va fi amplasat turnul respectiv. În momentul în care se va construi, jurul împrejur nu va fi îngrădit, iar accesul va fi favorabil. Liber. Nu, întrebam dacă pe suprafață de 2500 de metri e o singură... O singură, dar sunt loturi de 2000. Deci, da, în fiecare întreg să scoate 2500, e necesar la amplasării unei singuri eolieni. Iar fiind tabloale separate, trebuie să facem în fiecare dezmembrare 2500 de metri. Ele măsurătorile și sunt punctele unde au curenții cei mai puternici. Pe cea mare, sus acolo pe deal, undeva pe Valea Rea. Unde ți-a provocat Cine este pe Zărnesc, acolo sus. Da, intrăm în două proiectele, practic, aceste două dezmembrări. Practic, am putea să facem și atestarea la domeniul... Atestarea, practic, chiar obiect. Da. Așa. Aprobarea organigramei. Conform ordonanței 63, care modifică și completează legea 273 privind finanțele publice locale și stabilirea unor măsuri financiare, pentru îndeplinirea atribuțiilor aparatului de specialitate al primarului, la stabilirea numărului aparatului de specialitate, autoritățile trebuie să încadreze numărul maxim de posturi. Numărul maxim de posturi se calculează în funcție de populație. Statistica comunică instituției prefectului numărul anual și în funcție de comunicările făcute de statistică, prefectura ne trimite anual numărul maxim de posturi. Anul acesta ne încadrăm cu un număr de 45 de posturi, 39 la administrație locală și 6 pe poliție locală, cu specificația că la poliție locală
numărul de posturi se stabilește un post la 1000 de locuitori. Dacă anul trecut am avut 7 posturi la poliție locală, anul acesta avem doar 6. Practic s-a desfințat un post din statul de funcții din organigramă. Și nu sunt luate în calcul la stabilirea numărului de posturi, serviciile publice în subordinea Consiliului Local, învățământul, sănătatea și asistența socială. Asistenții personali nu sunt cuprinși în numărul maxim, serviciile publice pe care salubritatea, învățământul... Deci, practic, dacă aveam 7 posturi, care nu sunt ocupate din țări de posturi, care acum avem doar 6. Da. S-a desfințat un post. Și doar 3 ocupate. Da. Asta e singura modificare? Singura modificare, da. Serviciul rămâne? Rămâne birou, nu e serviciu. Tot birou cu 5, da, așa de birou. Da, rămâne cu 6, cu 6 posturi. Aveam 7 până acum. Ce se pune spre aprobare? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniu Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizarea Bacău. Discuții. Este 1000 de lei cotizația anuală. Aceeași ca în trecut. Da. Sunt discuții. Sunt discuții. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței al domeniului privat la domeniul privat al comunei a două terenuri situate între un extradulanul statului Brătila, comuna Helegiu, punct Curătura Manei, unul în suprafață de 25.261 metri pătrați, dar la 78, parcela 2604 și unul în suprafață de 2700 metri pătrați, dar la 76, parcela 2605. Partea 2007, că sunt două aici. Da. Da, n-am făcut două proiecte de hotărâre, am făcut unul singur în care le-am dezmembrat pe amândouă. Asta curătura mare acolo sus, nu are și despre... Dă-l mai sau bărbă. Și ce nu știu pare? Curătura mare sau mâne? Mare. A, mare. Sunt discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 8. Proiect de hotărâre cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ pe universitare de stat din Comuna Helegiu pentru semestrul 2 anul școlar 2020-2021. Dacă sunt discuții... Ne bucurăm că ați luat o inițiativă. Okay. Ne bucurăm că ați luat o inițiativă și de până la urmă. E o lege, o hotărâre de guvern, ne obligă. Te-am obligat? Da. Da. Banii trimiși de către guvern ne-au ajuns. Ne-am intrat noi valoarea. Ne-am încadrat în toate dosarele strânse la școală, suma nu este foarte mare, se plătește lunar, totuși nu e mică deloc, cu toate că cred că în trimestrul 1 al anului 2021-2022, cred că o să schimbăm criteriile de acordare. Mi s-ar prea normal să încurajăm mai mult pe cei care au medii peste 9-50, pentru că o medie de 8-50, acum cei care lucrează în învățământ știu foarte bine, e influențată, în primul rând, de notele mari de la muzică, de desen, religie, cu 5 la matematică și la română, cred că e prea mult pentru a lua același nivel cea care a muncit pentru 10. Bineînțeles, vor fi și cei cu 8-10 remunerați, dar cu o valoare mai mică. Cred că din semestrul întâi nu ține cont, atunci în august nu m-am aprobat cursile și mă pot raporta la situația la sfârșitul semestrului 2 anului în curent și vom modifica criteriile. Depinde câți vom avea. Pentru că anul ăsta sunt 73 de burse, din câte știu eu, cu tot ce social. La nivel de comun. Da. Nu scrie nicăieri în documentația care a fost pusă la dispoziție că acel quantum este pe lună. Vă rog să treceți pe lună. Spune legea. Spune legea, dar trebuie și în proiect. Tocmai cu atât mai mult spune legea. Spune cu 100 de lei. 100 de lei. Iar proiectul este pe semestru 2. Nu deci... scrie quantumul lunar. Eu spun acolo unde scrie suma. Deci pe lună. 2. Este o bursă socială. Dacă știe cineva, cui s-a trebuit acea bursă socială în afară de bursele din mediu? Două. Sau două. Intermediu și... Spărjor Andreea, e fetiță diagnosticată cu CES. Și pe cealaltă... Care dintre Ugeși, dar numai cel cu... Așa o boală. Să știți că și la Brătila este fetița Vâsăi. Da, dar fetița asta de la Delenea are...
documentația făcută la Bacău, deci trebuie... Exact. Și fetița de la Bretila are documentația făcută, este vorba de văsâi. Păi, Raluca. Păi asta, noi asta trebuie, nu? Nu știu dacă e văsâi. Nu. Azi a venit cineva din partea lui Bretila la mine, împreună cu tatăl fetiței, mergeau la Bacău, la comisii, la medic specialist, bănuiesc să fie văsâi. Bănuiesc mă documentele, da. Sigur, că am să la fie. Deci, dormirea tăsară nu ne-am dormit sau am ocupat cazul zidat, deci... Da. Noi doar am primit evidența sau catalogarea cu dumneavoastră. Da. Deci, eu am... nu ne-am potrivit la nimeni, poate din contra. Eu am înțeles. Aici discutăm o problemă și sunt și cadre didactice. Vă spun să luați în considerare și această familie și chiar două burse sociale. Deci este un tată care își crește doi copii minori singuri. Deci nici n-a făcut dosarul? Sau a pentru că nu a știut. El are și el niște probleme de sănătate. Deci este un văduv care crește doi copii minori. Adică ce dosar nu mai trebuie pentru asta? Deci, dacă așa spune legea, nu. E un caz social? Nu. Deci nu trebuie neapărat să aibă handicap. Pe lângă... Eu am toate documentele fetiței. Asta este un dosar de boală. Este un dosar de boală. Eu vă întreb, este un caz social? Ar merita bursă socială? Discutăm. Bursele sociale se referă nu la cazul social neapărat. Vorba de cei care au probleme și pot face dovada cu documente. Sentența nu vă contrazic, e posibil să fie și bolnav, dar nu a venit. Bănuiesc că de asta se și ocupă acum familia care e... Stanciu. Da, de exemplu, pe Andreea am avut o 3 ani de zile diagnosticată și am făcut curicula adaptat, am mers la Bacău, la ISJ, deci am lucrat special cu ea datorită documentației pe care ea mi-a adus-o. Dacă nu ne-a aducea, eu nu eram nevoită să fac așa ceva, pentru că noi nu suntem instruiți să lucrăm cu copii. Ei sunt integrați în învățământul de masă, dar nu suntem instruiți pentru așa ceva. Ei au trept... Deci, fără documentații, eu nu aveam... Are documentație. În documentație spune că are dreptul la curiculă specială și în documentație spune că are dreptul la un cadru didactic, nu știu exact care este formularea special care să o ajute. Da, deci păi dar astea trebuiau duse la școală. Deci învățătorul sau dirigintele? Domnul Magdalena, așteptați un pic, nu te spun cu dumneavoastră. Dacă nu s-au adus la școală, să vă spun ce am pățit eu cu Jula Andreea. Deci mama avea din 2014 și a venit cu documentația la mine fără să știu absolut nimic că fata ei are. Iar eu i-am făcut totul din momentul în care mie mi s-au adus actele. Ea le-a ținut acasă jumătate de an, a fost strict problema cu noi. La fel. Deci este o rugăminte să discutați în Consiliul de Administrație acest caz și dacă este nevoie să suplimentăm, pentru că dincolo de problemele medicale ale fetiței este un caz social. Da. Și medical și social. Dar eu nu cunosc. Ne cunoaștem cazul. Și soțul și domnul Păsâi, de câte știu, are o pensie de boală, are un venit. Ai nimic de pensie. Da, e nimic, dar nu o fixăm noi, nu suntem noi măsuri să o fixăm. Am scoat chiar cu Zălescu, de fapt chiar am de gând și eu acum, pentru că nu știu că cum se mai cochetează cu niște fundații. Poate reușim să ajutăm într-o fel sau altul, nu neapărat material, cât cu niște produse, nu știu, materiale de construcții. Spunea că nu stau în condiții foarte bune acolo, am vorbit cu colega mea, cu doamna Șerban, și o să ajungă mâine să vadă exact cazul. Au fost astăzi la primărie, cu un dosar în mână și spuneau că merg la doctor de familie. Bănuiesc că ei când au făcut demersurile pentru fetiță, au stat câți deci nu au știut de acest proiect 12-13 ani. Ei nu au știut de acest... Da, nu știu de hotărârea de guvern dată în decembrie. Despre ce discutăm? Discutăm de un dosar în baza unei hotărâri de guvern dată în decembrie. Dar dumneavoastră de când știți de situația respectivă? Eu știu de mult, de asta am întrebat care este cazul social prins în bursă, că v-am întrebat. E posibil să fie legea specifică de partea de la Deleni și știam de cineva de la Drăgugești. Deci am întrebat care este cazul, asta e ideea. Da, bun. Se rezolvă, începem de aia, vreau să se rezolvă. Da, să iau asta nu e o problemă să... Mai ales că cei care au bursă sociale, din câte știu eu, sunt remunerați pe toată perioada anului și pe perioada vacanțelor. Și clar este un sprijin pentru familia respectivă. Are un certificat, are un IQ de 62 sub
Aici o linie. Da, deci este diagnosticată, este în evidență la logoped, este în evidență la medic neuropsihiatru. Da, dar trebuia să ajungă la învățător. Da, probabil că învățătorul n-a comunicat cu tatăl. Și de asta spun, dacă a fost o scăpare, care este o remedie. Despre asta este vorba. Da, rezolvă. Cine este pentru? La păuri. Împotrivă? Abține? Se suplimentează ordinea de zi cu următorul proiect. 9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind acordarea de premii elevilor, tinerilor, sportivilor care au obținut rezultate deosebite locul 1, 2, 3 la faza județeană, națională, internațională, a olimpiadelor școlare sau medalii de aur, argint, bronz la alte concursuri și competiții naționale, balcanice sau europene. Inițiatorii consilieri, Mihaela Rodic, Geabob Bădic, Elena Stanciu, Adrian Drăghiciu și Nelu Stoica. Da, e vorba, dacă sunt discuții... E vorba de acel proiect de hotărâre pe care am discutat și la trecută. Noi l-am lăsat în formă pe care dumneavoastră l-ați gândit. Suntem de acord în mare parte, iar ne copropune dacă ați fi de acord să modificăm oarecum quantumul premiului, pentru că sunt un pic ridicat pe ce ne permitem astăzi. Ținând cont că un copil care are 10-100 de lei, am putea să lucrăm un pic acolo. Dar dacă credeți că e suficient așa, mai ales că e un singur elev, un elev bun, nu mai e elevul școlilor noastre, pentru că era un prins când era la Drăgugești, nu știu unde e înscris, cred că la Ploiești. Parcă Ploiești, zic eu. E vorba de familie Mican. Nu mai e elev? Care peste 19 ani. E la pensie. Bine, e vorba de sportivi. La sportivi, nu știu la tipul, probabil, prin undeva, pe la Galați știa la jumătate. Da, Galați nu știa ceva. Da. Școală... Cred că l-ați văzut cu sumele acolo mi se par mie un pic amar, dar dacă credeți că e ok așa, nu am ce. Faceți propuneri, domnul primar. Da. Faceți propuneri. Nu știu, le propunem aici împreună, le aprobăm. Mi-aș dori să ne pare dumneavoastră inițiativă. Nu, 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 deci începe cu 700 de lei. Eu nu am văzut proiect, adică nu mai amintesc, au fost gândit, dacă îmi permiteți câteva considerații pe marginea acelui proiect de hotărâre. Am avut în vedere, în primul rând, premierea și stimularea tinerilor, așa cum spune proiectul de hotărâre, dar nu neapărat a celor care sunt în instituțiile de învățământ, care nu fac obiectul curselor. De asta am spus că este distinct. Care fac obiectul altor premieri. Pentru că poate să fie un curs de... Am trecut și meșteșugară, mai fost de interpretare, mai sunt care au participat la festivaluri. Adică fac alt obiect de premiere. Nu neapărat, sau poate să fie și la școală, nu neapărat să fie în sistemul de învățământ. De aceea, sunt un pic mari, dar am luat în considerare că nu vor fi prea mulți campioni balcanici, olimpici, național și a trebuit să pornim de la o sumă mai mare ca să ajungem la una moderată. Cred că au fost 12.000 de lei, se reține impozit pentru suma asta, dacă mi-am amintesc. 1.200 de lei. 1.200 de lei pentru acel băiat de la Drăgugești. Era mai puțin. Cred că era 700 pentru la care se încadra, am dat un pic voie să mă uit pe... Pe aceste sume se reține impozit care se plătește la bugetul de stat sau pe orice venit. Și atunci am zis să nu-l chem de la București sau de unde o fi el, pentru să ne gândim că este un campion național. Deci să ne gândim că e un campion național, unul care participă la olimpiada județeană, cred că era 100. Deci pe județeană pornește de la 800 până la 500, național 1500 până la 1000. 1500 premiu 1, 1300 premiu 2, 1000 premiu 3 și balcanică europeană internațională 25, 23, 20. Deci 1500 de lei este pentru o... Vor fi atât de mulți încât să influențeze bugetul nostru? Credeți că vom fi atât campion național? Posibil să fie singur, nu să fie mai mulți. E vorba de 1000 de lei în plus sau în minus, că nu vor fi mai mult de 2-3 campioni. Doamne ajută! Da. Spuneți spune spre aprobare, cine este pentru? Împotrivă, obține? Diverse? Cine se înscrie la acolo? O să-l chemați dumneavoastră? Nu, deci dacă se întâmplă să fie în ședință, eu nu am, deci eu pur și simplu vreau să fie stimulată competiția. Mine nu mă interesează să premiez eu. Nu am nicio obiecție. Nu, nu, aveți datele băiatului. Da. Aveți, da? Da. Ca să facem într-un cadru festiv. Deci nu am eu coordonatele direct, trebuie să-l chem eu. Când o să terminăm de vorba de la școala Drăgugești,
o săptămână 3. Da, exact, ceva legat de activitate sportivă. Suprapună și cu sfârșitul anului școlar, poate cu consilierii, cu fondatori, cu cei care vor să ia parte. Să... Care fac prăjituri? Prăjituri, da. Da, da, trecem la divers, dacă domnul Zărescu, domnul Busuioc, domnul Stoica, domnul Merite, domnul Zărescu. Domnul Vici, primar, care e treaba cu drumul la Marii Curvași? Drumul. Am discutat și dumneavoastră și cu domnul primar. De nu-i făcut drumul ăla neapărat, n-are oameni cu cine. De luni vom avea un dozer pe care deja am semnat contractul de achiziții pe putelaje în comună. Avem mai multe drumuri pe care vrem să insistăm. Cred că și cu brătirea totuși. Drumul agricol, zici? Drumul agricol, da. Am drumul de aici de sus, de la sus, de pe Chisc, cum îi spune. Am fost tot drumul de la ce am văzut. Am atins în Drăgugești două, trei zone. Vom avea o săptămână, două, un buldozer către Mănăstirea Poiana Cireșului. Un buldozer care o să-l folosim pentru noi. Ținând cont că abia am aprobat bugetul luna trecută și foarte bine, de când a trecut și până acum, o lună de zile, n-am făcut altceva decât am încheiat contracte și pentru achiziții, investiții, pe balastări, pe asfaltare, pe contracte la apă, la teren și tot așa. Domnul Vice, la moară acolo, e veche treabă. Nici acum a spus buldul ăla să iei balastul ăla și după beton. Eu nu știu, eu am fost acolo, nu știu. A fost băieții, am spus că ne-au curățat la pod, în lucrurile nu s-au mai intrat la tezi. Nu mai am stăut de balată. Deci de unde la spre unde a fost, asta e iarăși de... da. Nevoie ăla de gheață. Unii fântâna aia, acolo, unii are ăla iarăși de tezi. A, unii ieșit, da, da. Dar e chiar în drum acolo. Și balasul îi puse cineva, nu, e a dus de apă de sus, i-a dus de apă de sus și a făcut acolo, mă leacă, luat din vânt. După beton, a depus așa. Da, e depus. Și pe urmă... Săptămâna viitoare ne șansăm să mai ducem niște sort la Boga, acolo care nu putem intra cu mașinile și o să ducem și burbă. Și atunci o să... Trebuia să spun asta. Domnul Vici, e destul de mare. Domnul Vici, sper. Ședința următoare, sigur mă mai duc. Domnul Vici, s-a rezolvat domnul Vici, drumul. Dați-mi o zi când a stat cineva degeaba și atunci... Nu știu, da, și nu știu. Eu vă aduc acolo știință și... Eu vă spun că n-au stat băieții. Cum și astăzi mi-am... Rupiți două ori și se le dau. Să știți că nu din neglijență, bă, din cont. Sunt doar doar noi ne folosim foarte mult de cei de asalutate care răspund prezent și au servici de 8 ore și se implică destul de mult. Și a fost din nou să se simtua în săptămâna în care nu merge la acolitarea de șură. E urât. Domnul Zărnescu, în vinerea mea la Paște, la Liberjuna și o să nu vreau băieți. Eu cred, dar nu. Pe, da, acolo două ore, e două ore. Cu siguranță, domnul Busuioc. Vreau să zic ceva. Nu știu de ce e strada Busuiocilor, la un lucru din neamnă. Poate la unul să vă înțeleg și la strecuri. Putem să dați un ajutor pentru oamenii care folosesc? Deci nu mă întreb. Nu neapărat, trebuie să-și rezultați. Să spun ce trebuie făcut. La strecuri pe acolo, vreau să primă care să întrebați. Deci nu s-a ferificat, deci s-a înfundat. Deci, înfundatul care duce autofăcurii gol persoanelor care locuiește acolo... Nu, e gol cu de mine. E gol, dar nu mai e, e acoperită. Sta acolo, m-a dat din cauza patru sufriale, furi de bine foarte... Nu e autofăcurii, s-a turnat, s-a spreșteat la altul, acum s-a acoperit cu totul, nici s-a ținut gol, măcar din gol aia. Nu s-a ținut gol. Datoria fiecare în fața porții să-și poliți așa. Dar nu e în fața porții, în mijlocul drumului. E traversarea de la trei fântâni prin mijlocul drumului, care e casa de sânt. Discuția aia care s-a dat. Da. E spolvatat de... Da, o să fie curățat, pentru că lucrăm la un proiect și pe strada Ciungi acolo, pe care... Atunci, vă rog, vă rog, vă rog. Să vă întrebare?
niște regulatoare de presiune, dacă puteți să ne spuneți, să vă informa oamenii Drăgucești că au presiune prea mare la apă și nu face cuturi. Ce putem să folosim pentru regulatoare, știți ceva? Se spar foarte mult. Dacă sunteți ironic, întrebarea nu are rost. Nu, eu știu că este apă destul de puțină și nu are presiune. Dar cum în campania avem apă și în vârful de vreo toți? Cu ceașa de vieți și la picioare, la toți cuțuri. Așa e, Cristofor. Acum mai curge. Toți promitim. Hai să facem ceva, să căutăm o soluție ca să poată să facă ceva. Crezi că asta face. De săptămâni întregi, tot de iar le-am îmblat. Și dacă vară și o fotografie. Promisiunea de două luni de zile, în fața aia, că v-am zis cum a cerut bultor, ca să urc balastul ăla la deal, ca să amenajez lumea. Nu mi-ați dat bultor, mi-ați promis că aduceți balastul. Încheieți ușa, ce-mi zis? Nici. Cam dur în casă. Deci dumneavoastră ați promis, ați mers la fața lucrurilor, ați făcut fotografie pe terenul drept. Dar unde este partea aia? Nu ați făcut. Ce acum unde este balastul acum? Nu este, domnul primar. Din balastul meu. Dar trimiteți-o cu mine și faceți-o cu mâința primării, din consiliere, deci mergem pe tot cu zi și mergem pe fiecare sat. Nu știu că trebuie să ne arătați. Eu știu că este balastul, ca să poți să... Este balasta când îi permite atât, când îi permite bugetul. Ăsta e bugetul pe care îl avem. Domnule, dar n-am cerut, am cerut buldul să ia pe ăla care stă unii la vale, sub podbolește mașina, să-l urc înapoi. Nu este, este de mult acolo. Eu am fost acolo și nu este balast mult care să fie... Mă face să aduc un excavator să încarc o rapă de acolo să-l apă în fața primării? Nu. Tu vedeți cât există? Dacă l-am pus și prea mult, e rău. Dacă n-ați coborât la vale de acolo, unde ați făcut poze pe terenul de el? N-am poze. Dacă n-ați coborât jos? Și acum am poze. Cum ați trecut cu mașina? Nu v-ați făcut doar de acolo? Ce nu poți să vreau și acum? Ați fotografiat pe Instagram. Suntem la oameni. Gata? Jurul cel posibil. Asta e balastra român? Dar unde ați filmat? Am și-o filmat. Uite-i în fața porții. Aici am dat la 4, 6, 7, ești noi. Băgăm așa în scaură. Bine, ce l-ați filmat în spanta? Uite, asta e panta. Nici măcar nu are balastru. Dar zona asta de aici, aici, zona asta de aici. Nici măcar nu are balastru. Păi balastru este jos, de asta face lucru. M-am spălat de balastru tot ziua, m-am balastru. Dar ce vrei să aduceți? Apă nu, balastru? Nu. Ajutor, ajutor pentru cineva. Sunteți consilier, ați mers dumneavoastră la portul cum am mers și eu. Da, domnule, ca consilier am fost la participat cu 10 sarge, ci mi-am fost pe noi. Bravo, am găsit soluții de altă sursă de altă, în afară de cea pe care am descoperit-o noi. Deci banii care eu astăzi am dat acolo ca să fie. Nu vin degeaba când mă bogățesc la primărie pentru 6 milioane. Bravo, deci eu nu am venit pentru chestia asta. Sunteți apreciat. M-am bătut ca să pot realiza ceva pentru sat. Eu n-am venit să mă îmbogățesc la primărie pentru 6 milioane. Deci eu nu stau consilier pentru banii de consilier. Aveți impresia colegii nevoastră, aveți să îmbogățească? Nu, da. Dar trebuie să ajustăm cu toții. Deci suntem cei consilieri la Drăgucel care putem toți așa. Eu mai mult decât să vă spun că la primărie găsiți înțelegerii. Cum găsiți nevoie? Doar trebuie să cereți. Oamenii dar cerem, dar n-am cerut, a fost la fața locului, mi-a dat seara fotografia. A rămas cu fotografia. Dar despre asta e vorba. Eu pot să iau și acum mașină, dacă vrea cineva să meargă, să mergem la zona respectivă. Dar să mergem. Să facă cât balast este. Înseamnă că este bun. Nu se poate, deci nu se mai țin. Vis-a-vis de surse de apă, am fost și am verificat eu personal cu Tudor Guramba și cu Mocanu Constantin, Nelu nu era în ziua respectivă, dar a fost și el după aceea, am vizitat vreo 3-4 surse pe care s-a pretat, sau pe care am avut în vedere de a le aduce și a suplimenta sursa de la Drăgucești, sunt secate. Și la tot creat de acolo, foarte este un izvor foarte bun de captat, deci trebuie numai captat, dacă aș tot la fața locului. La Tofleanda? Da, deci chiar în locul ăla unde se bate, sunt izvoare de captat tot acolo. Deci sunt persoane care dacă vreți să fac listă să vină cu urtii toată ziua. Credeți-mă că am fost acolo și astăzi. Și azi am fost. Și ce ați văzut? Ne-am plimbat, dar la cum este. Am fost cu plimbat. E foarte frumos. E foarte frumos răspuns. Domnul viceprimar. Dar poate înțeleg și oameni de așa manieră. Deci când suntem în campanie, avem o apă și în vârful degetelor. Acum când am ajuns să o executăm, să facem ceva, deci nu se mai poate face nimic. Nici ca ajutor, nici ca... Deci vis-a-vis de subiectul ăsta, că eu aștept să-mi vină rândul. Nu. Apropo, nu voi fi ironică cu regulatoare de presiune, dar totuși erau niște izvoare care le-ați identificat dumneavoastră și cu care le-ați măsurat debitul cu contracronometru și care aveau un debit foarte mare și reprezentau soluția la seceta. Vă rog frumos să nu mai filmați, domnul. Așa, ce... Deci fiecare dată filmați. De ce dar lăsați să ne filmeze, că vreau să știu și eu cum stă masca, vreau să știu și eu cum e... De fiecare dată ține-l jos, cum nu filmezi, că am făcut de aici față, aici am frumos, înțelegi pe la ce dar cum să filmeze? Dar eu vreau să mă... Deci destul că avem avem televiziune, vă rog frumos, purtăm un respect față din noi, că suntem consilieri. Fiecare că nu se zice. Deci verificați telefonul.
Vorbesc și eu că am dreptul ca fiecare că acum ajută. Dar nu... Să ne vedem la studie. Deci dacă mai sunt... E serios. Păi da, păi da. Păi e serios să ne luăm. Păi mai eu ce-l iau. Eu mai zic. Păi nu am întrebat la ce vezi. Am două rapide, că am adus balatul, am adus interesul răsturnat, dar cu Toreanu stă primul ulița aia. Deci da, când a venit domnul vice și a venit, a zis că a venit să fac, dacă a fost măsură mare, zic... Deci acele izvoare, domnul viceprimar, acele izvoare care le-ați măsurat dumneavoastră că avea un debit mare, ce se întâmplă cu ele? Doamna Vădic, vă mulțumesc frumos pentru întrebare. Așa. Deci vă spun că la acele izvoare lucrăm mai mult decât ce? Intens. Adică astăzi suntem într-o fază, dacă vreți, întrebați-l domnul notar Bălan. Când l-a sunat ultima dată, în procedura de achiziționare a terenului. Noi astăzi știți bine că astăzi nu mai putem face ceea ce s-a făcut acum. Deci suntem izvoare, este pe un teren privat. Este pe un teren privat și unde intenționăm să facem noi captarea. Și nu pot fi captarea. Este... Ba da. În schimb, într-una din familie, acolo avem două familii, care una am rezolvat o mare parte, adică ei au plecat, dar au făcut împuternicire, iar în cealaltă, fiind mai mulți moștenitori, adică respectiv 8, în care unul e din Reghin, o să-l aducem în decedat, lucrat și acolo cu tutelă, că e decedat și nu are un copil minor, doamna secretar știe, ne-a ajutat în procedură, și urmează să facem achiziția de teren. Deja, concomitent, lucrăm la faza de proiectare, deci se lucrează la proiectare, la SF-ul, da? Și semnate proiecte. Și de altfel am adus și specialiști pentru studiul geo. Deci lucrăm atât cât se poate de intens, cu toate resursele care le avem. Da. Și... Bun, v-a ajuns două salarii de viceprimar, că unul de primar e mai mare. Nu, am zis dacă ești primar, vedeți, mai am mai făcut cineva confuziat. Păi nu, dacă ești primar, dar am zis două de vice. Da, nu, de vice în fața Turea mai mult decât și-ar făcut-o poate altcineva, pentru că e obligația mea morală. Deci, întrebarea nu era tendențioasă, ca să vedeți că nu toți sunt fraieri. Da? Deci toți ne dăm interesul pentru comuna asta, dar lucrurile nu sunt chiar așa cum le visați. A spus visați. Că nu aberează, deja aberează mai mult decât cum le visați dumneavoastră? Că într-o lună de zile cu salariul pe o lună eu rezolv problema. A, nu, am spus că e tot altceva. Cu tot altceva. Bine, mulțumesc, deci se lucrează. Ok, știți cum e. Da, se lucrează. Vino cu acolo, poate să semne și tot din cor. La izval respectiv e vorba de două familii. Aia va fi alternativa cea mai fiabilă pentru a alimenta din nou sursa, rețeaua care o avem astăzi. Noi astăzi avem o rețea de apă, dar am uitat un lucru, am uitat să-i spunem oamenilor. Avem rețea, dar n-avem sursă. Aia e problema, asta e realitatea. E bine că e rețea. Adică, haideți să facem mâine ocumetrii sau să servim aici jumătate de litru de apă și să bem cu toți. Dar dacă aveți sursă și nu aveți rețea? Păi, da, astăzi am fost și am făcut prea trebuie dată izvoarele. Au spus foarte mult în zona Tufleana, dar tretenerul avea fotografia dacă nu mă înșelam. Nu, am și vrea asta, nu vrea să o arăt, dar... Vrem mai distrug, dar nu scurge deloc. Nu trebuie să facă, înțelegeți, asta e toată treaba. Deci fotografia arată realitatea, domnule. Nu realitatea, dar trebuie ce să poate țin o ședință cu toți consilierii și demonstrăm oamenilor că nu este. Să le spunem, să-i informăm, să-i ajutăm din punct de vedere de asta. Nu este să înțelegă și eu nu cred, dar informăm, ținem ședința numai într-un loc, la primărie, plecăm acasă, să-l părnatul. Dumneavoastră vă puteți pregăti interval de luni de zile, eu nu mă pot pregăti. Cum vă pregătiți dumneavoastră, deoarece, deci eu trebuie să întrețin familia. Am un venit de 6 milioane 8 lei. Din 6 milioane 8 lei dau ca să fac șanțe avansat, pentru sat. Deci nu stau, sunteți pregătiți, sunteți totul pus la punct. Toată gașa e făcută și cu asta e basta. Deci, vedeți care vine către unul județ de democrație, nu are putere să zică nimic, e călcat în picioare. Domnul Nu-i frumos, vă spun sincer. Da, eu sunt. Vreau să vă rog dacă se poate în Magdalenice. Să nu mă mințim. Este decât un singur poș de gunoi. Dacă s-ar putea să mai faci primele toate. O să achiziționăm, cred că 30 ani, nu? Da, cu BRI. Și ținând cont că vinerea se organizează tot. Și după tot... Se organizează neoficial. Hai bine, oficial, neoficial, vine nu. Vine nu. Asta este important. Și după aia rămâne cu mănânce. Am dat cu... am prins în proiect 30 de cupele pentru a distribui de nou pe comună. Nu cred că am putut achiziția, dar urmează. Că poate nu știu, am impresia că mai fost în partea în altă, dar ăsta care a rămas, cum e așa, îl mai întreține, mai pune un sat mai mare, nu știu ce. Sunt 30 noi, 210 litri și o să mergem peste tot.
Dacă puneți acolo, vă rog să puneți domnul primar și la biserică. Da. La biserică la Mezeiș. La Mezeiș la, la biserică la Ciordea sunt trei pubele în dosul toaletelor acolo. Dar nu mai lăsați ce dosul pubele. Dar ce se întâmplă? Pentru că omul aruncă tot ce înseamnă restul de la morminte, gen, coroane, plastic, nu mai știu ce. Nu ne refuză de la... Și așa plătim foarte, foarte mult în menajer, am ajuns la 12.000 de lei pe lună, 120 de milioane vechi, bani pe care îi plătim către groapa de gunoi, mai mult din celelalte cheltuieli pe serviciu. Și bănuiesc că părintele, pentru că au fost de 2-3 ori refuzate de către băieții de la salubritate, au mutat în altă parte. Pe stânga, pentru că nivolul e blocat mereu, duminica, în zile sărbătoare. Am stat cu părinte și vis-a-vis de pubere, pentru că ne-a ridicat discuția doamna directorului ta, Sibion, la fel, că și-a pus acasă la Paște menajer. Asta mi-a fost răspunsul dat de părinte, că sunt pubele, mi le-au arătat, sunt toate trei puse, unul lângă altul, în spate, acolo, lângă casa praznicală, spre gardul, da. Așa. Dar nu le scoate în față, pentru că omul nu înțelege și aruncă tot ce înseamnă coroane, cu noi și un coș este atât de mare. Eu am zis că de subrogat și adică să începem o colectare selectivă. Dar nu face colectare selectivă, dar să face așa cât se face, pentru că este foarte greu. Cred că cel mai mare colector, să spun așa, selectiv, suntem noi cu finalul. Ei au înțeles că cartonul e carton și plastic e plastic și se strânge și strică la fel. Dar are o cantitate foarte mică. La fel la primărie strânge un carton și îl pentru că avem un contract cu o firmă care ne face lucrul ăsta. Eu și-am luat și pubele gratuite pentru a se colecta. Ne este foarte greu în sat. Și știți foarte bine că e destul de greu pământ. Niciodată nu am să înțeleg dacă nici nu-ți bag sula în coaste să te încasezi. Deci trebuie să duci gunoiul la menajer în vârful dealului. Ieri am fost împreună cu domnul viceprimar și cu colegii mei de la achiziții să vedem rezervoarea cele noi pe care le-a ridicat pentru HLG-ul. Am văzut acolo, nu pot să vă spun că mi-e rușine în fața camerei doar vedere și mi-e rușine și să vă spun ca și omul, dar ca gerențial. Mizeria de pe pământ, animale arți, resturi, în fața rezervorului nou. Ține de educație, de bun simț. Mi-e rușine să-i jignez că nu-mi place și nici nu stă în caracter, dar nu este ok. E o problemă de mentalitate. Dacă ți iau cuploie de la poartă și toată lumea are o cubelă gratuită pe care o primit-o, s-o duce în vârful dealului, pe islați la Drăgugești, sunt două camioane de gunoi. Două camioane, prin cursul râurilor le-am mai curățat, le-am mai strâns noi, că am fost verificat cei la ABA, de la APA din Române. Dar în deal e dezastru. Nu pot, nici măcar nu-mi permit să-mi duc bulldog-ul. De câte ori am dus bulldog pentru a curăța locul respectiv, de unde am spart ca o ciugulă, l-am tăiat. Pentru că sunt jocuri, sunt bucăți de fier, bulldog excavatorul noi îl ținem cât putem să poziționăm pentru toate de urgență, că are de o vârstă și nu-mi permit să cumpăr altul, mai ales nu-i ieftin deloc. Noi să încercăm cât se poate, dar e o problemă cu. Da. Iar vis-a-vis de apă, să știți că suntem depășiți. Asta e cuvântul pe care îl spun, indiferent de ironii, de, nu ne este simplu. Sursa a scăzut foarte mult și nu doar la Hidrăgugești, ci cred că în toată Moldova, din informații pe care le am și cu discuții pe care le-am avut. Uitați-vă la râul Taslău, pe care azi îl trăsar dintr-un picior și Marian știe la ce mă refer, pentru că o trăi ca și mie la Helegeu, când apa era la brâu, la șodier, de pocea. Fântâna mea o secat, izvorul meu o secat la Helegiu, așa cum o secat și izvorul de la Drăgugești. Avem o rețea și o rețea foarte bună, să mulțumim rețeaua care este adăruși la Helegiu, de distribuție. Avem probleme cu captarea. Și nu avem probleme acum sau ieri. Au fost probleme la început, a fost mai bine pentru că au fost mai sus scuza freatică. O să căutăm, o să încercăm, am prins lista de investiții, să mai suplimentăm cu alte surse. Astăzi nu găsesc o sursă principală. La Tofleanda am mers din două zile personal. Deci nu are rost în blocul prostic, nu e stilul meu. Și dacă nu mă găsesc în primărie și mă găsesc mai să mă trageți de urechi. În afară de sursa pe care o avem, de la noi este nicio sursă de la deal de izvorul existent. Domnul Bufeu poate știe altă sursă. Nu este altă. 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 Nu este altă.
partea de la deal de izvor nu mai este, este drâmă, pentru că l-ai făcut o captare mare, e malul maxim și știi doamna Bădică, o să că dânsa a fost acolo ca și mine. Am încercat de la Vale cu domnul de la Sătoamnă să facem, pentru că am impresia eu, că se și mai pierde din sursa respectivă, le-am mai curățat acum 5 ani. Și am de la Vale de el să pierde. Am săpat încă o dată cu o firmă de la, de la Oneș, nu scapă cine sunt, nu știu, îi cheamă, vreo 200 pe acolo cu descavatorul. Tot m-am gândit că se adună cantitate mărișoară de apă care să meartă investiția. Am fost și astăzi, am fost luna trecută, nu curge apă, curge foarte puțin. Dacă în primăvară, nu se vede atunci, mai lăcrima un pic decât să mai... Asta este foarte puțin. Am fost la via lui Vasile Gocică de la Drăgugești. Este un izvor acolo care este, s-ar preta într-un fel sau altul. Acum și-a câtărât omul acceptă, bătrânul Gocică, cel de Drăgugești, știți ce este vorba. În peștera, acolo în via lui, este un budăi care curge destul de bine. Am fotografii, curge destul de bine la vale. De la vale din el mai este încă unul, e mai scăzut, dar poate fi cotat din unul în celălalt și apoi vreo 1000-1200 de metri, cred, cu o țeavă de 63, să putem duce până să ne înțepăm undeva în, pe strada lui Fănică, pe Mică Popescu, care știi zona. Și de acolo, printr-o stație de coordonare, pe care deja noi ne-am pornit de astăzi la Helegiu și la Drăgugești, am acționat să strângem coordonare noi, tot gândindu-mă că oamenii poate înțeles, nu știu mai ude roșii, că o să le se usuce, că e singurul tratament al apei și până acum la mea, acum am tratăm cu strângul lor, așa cum sunt toate alimentările cu apă, să văd dacă se mai ude gazoane acum, se mai ude vii. În fine, sunt singurele surse care, să spunem că ar trebui să dăm într-un fel sau altul, dar nu sunt surse care să merită investiții de sute de milioane. Am forat de adevent, cum știți, 115 metri, am dat un gram de apă. Singurul loc unde apa ar mai fi, dar aici am rezolvat doar problema RG-ului, am discutat și cu două colegii mei de achiziții și cu viceprimarul și cu administratul și apoi de-am discutat, sunt tot în zona în care avem izvoare de la RG-ul, unde acum, după ce au să pace de la gaz, locurile respective s-au umplut cu apă. Acolo mai sunt resurse de apă. Din păcate, nu-i pe terenul nostru. Am căutat foștii proprietari, nu-mi permis să fac investiții fără să am proprietar. E vorba din ea Gelu Bogdan, de-a lui Capătă ceva, Marian pe știi și cunoaște foarte bine. Nu prea m-am înțeles cu nea Bogdan, mai ales că nici măcar nu au documente. Situația de la Dereni, am găsit proprietarii, unii au acte, celelalte dezbătă moștenirea. Să vă obtingi, nu vă spun că eu țin vreo 600 de milioane de pământul respectiv. E vorba de urmă, care nici măcar nu intră. Ne-am negociat și am fost un scor cât de cât bunișor. Sunt luptă pentru toți. Și o să încerc, am discutat și cu proiectantul, să gândesc un proiect. Inițial am spus că mă leg de depus pe NDL. Nu știu dacă am gândit-o bine, pentru că acum m-am trezit și cred că e destul de greu să reactivez acel proiect de 15 ani de zile. Și am gândit pentru Helegiu, că e un sac care poate fi ajutat din punct de vedere, să gândim, să facem un proiect de suplimentare a sursei de acolo și să adaptăm apă, plus pe cheltuiala noastră, a Consiliului Local, a Primăriei, branșamente până la limita proprietății. Adică, paralel cu alea pedonală și pe stânga și pe dreapta, sunt 2 metri până în locuință. Am găsit niște oferte pe la Dedemanu și pune cu cămine utilate, gata, cu undeva la vreo 600 de lei cu plata. O mai fi o 3-400 de lei, să spunem, manopra pentru o firmă care vine să o lucreze. Cu 1000-1200 lei de fiecare gospodărie am putea scoate la capăt. Când am făcut calculul, iar e o problemă, pentru că în jur la 300 de 400 de abonați cât are Helegiu astăzi branșat la rețeaua veche, ar însemna vreo 4 miliarde în vechi, vreo 450.000 bani pe care îmi permite astăzi. Să nu avem buget, nu știu cum îi pot să-i scot. Dar dacă va fi la guvern, o corectificare, se vorbește de rectificare de bani din Mugurii, voi găsi o soluție și ne mai gândim împreună aici, dacă e soluție cea mai bună, să rezolvăm măcar pe Helegiu. Pe Dereni și pe Drăgugești avem probleme grave cu captările. Avem soluții. Eu nu am soluții. Dacă voastră cunoașteți alte zone, zone care se adună apă, zone care se merite investiția, pentru că investiția pe care noi acum o gândim la Drăgugești, deci mai ține două izvoare dintr-o fleantă, nu e simplă deloc. Înseamnă undeva la 15-20 miliarde ca și investiții vechi, înseamnă să spargem asfaltul de la șes și până la căminul din vârful de aurile de acolo, pe 50 cm, dusă apă, o pompă foarte puternică. Asta n-ar fi o problemă. Eu am rezerve în continuare de forța apei de acolo. Pentru că e aceeași sursă ca și la Drăgugești, cu apă de suprafață, care atunci când este consumată în exces, poate să scadă sau în funcție de seceta de peste an. Da. Nu știu dacă vreodată în comuna noastră va avea apă la discreție.
Nu știu, cred că soluția cea mai bună ar fi, ce am spus așa la Consiliul Județean, am întâlnit domnul Panfil săptămâna trecută, dacă la nivel de Consiliul Județean ar gândi, sau la nivel de guvern, reînființarea barajului Belci, care le este la îndemână și este foarte simplu pentru terenul, este al statului și este al ABA, să se reînființeze acel, mai ales că vorbim acum de înființări de parcuri eoliene și de energie verde care să ajute ecosistemul, da? Ar trebui înființat acel baraj și ar fi soluția pentru plătirea cea mai ok cu de tras apă printr-o stație puternică de, nu spunea cineva, să o captăm noi din Tasmania. Dar să știți că, apropo de ce spuneați, dacă îmi permiteți să completez, sigur. Domnul Magdalina, am văzut că este în ADIS. Noi am plătit cotizații la ADIS 1000 de lei pentru că nu suntem în POIM, în acel program mare de dezvoltare, master plan. Nu o să fie în următorii ani, dar dacă gândim în perspectivă, ar trebui ca în următorul master plan să fie și Comuna Hăilegiu prinsă pentru un proiect. Și acolo... Vorbim de ADIS, nu de ADIS. ADIBU. ADIBU, ADIBU. Să fie, să fie prinsă. Ba nu! ADIS! Poimul este pe ADIS! Și salubritate și canalizare și apă. Nu, invers. ADIS și salubritate și asta pentru care am aprobat noi, pentru apă și... Asociația dezvoltare. Da, da, da. Intercomunitară în Vatău. Asta e ADIS. Acum se fac programele de dezvoltare pentru următorii 5 ani. Se fac proiectele. Ideea este să facem demersuri. Și la Consiliul Județean a spus că a discutat cu domnul Panfil și la... prefectură, nu știu, problema apei este o problemă de strategie națională. În perioada următoare o să ajungă, am înțeles, să se tranzacționeze la bursă apa. Strategiile, dacă suntem cu picioarele pe pământ, ar trebui făcute pe termen, nu de azi pe mâine. De aceea este foarte important să fim acolo și să fie luată în considerare comuna, așa cum am fost cu rețeaua de alimentare cu apă, că până la urmă am prins toate satele, următoarea investiție se includă și comuna Hăilegiu, chiar dacă va fi peste 10 ani, când se va face. Dar măcar suntem prinși acolo, pentru că sunt investiții foarte mari pe care cu un buget local nu se vor putea face. Eu vă spun și vă povestesc în continuare că ar putea fi o soluție Raja. Ar putea fi o soluție Raja care vine până la Slobozia și tot discutăm de Belci, care este în perimetrul Moneștiului și este în perimetrul în raza de acoperire a Rajei și care ar putea dezvolta o afacere pe viitor, o investiție măcar care să deservească satul Brățila. Nu știu, o să avem o discuție și ne-am propus. Este domnul Cătălin Bădnar, îl cunoașteți destul. Cătălin este de bine. Ei se plâng de apă mai mult decât ne plângem noi. Ați văzut și duminic și luna au avut pentru copii, nu mergi măcar copiii la școală. Dar nu din cauza. Realitatea este că e o problemă gravă cu apa în comună. Mai mult decât dumneavoastră deranjat zilnic, nu de oameni, cu oameni nu mă deranjați, sunt deranjat eu ca om, că nu pot să fac nimic, nu pot să vin în sprijinul lor, sunt sunași noapte și zi, nici nu știu cum să le mai explic. Nici nu înțeleg mulți dintre ei, îmi spune cel din deal din Ciunci că de ce nu opresc apa în cep să urc în Ciunci. Nu am cum, că n-am picat o singură rețea de distribuții pe centru, nu am două conturi, așa am două conturi, opream una și pe cea cealaltă. Dacă eu opresc în centru, nu ajunge nici în Ciunci, nu are cum să ajungă. Iar volumul apei este nu că scăzut, nu vă puteți imagina. Dacă doriți și vreți, eu și acum sunt dispus să mergem cu trei mașini până acolo. Domnule, unul curge, unul mai curge loc, are nevoie fotografii și poate să vă arate. Nu vă puteți imagina cât de puțin. Eu mă mir că totuși pe centru mai ajunge apă. Da, deci mă mir. Mi-ați tras tot, dar uitați-vă un pic așa când vedeți. Eu ești mai aproape de dânsa. Feliți-vă, nu mă de curiozitate. Dar spuneți-mi că nu puteți. Personal, uitați, deci, la drenul care a fost făcut atunci, așa ca fapt divers, da? Vedeți noastră care, uitați cât curge acum, cum curgea țeava aia? Deci astăzi e 1 pe 2. Deci o sursă de apă care curge 1 pe 2 înseamnă cât de degetul ăsta. Deci curge cât o alimentez două sate. Nu am pus-o altul, nu există, nu? Deci uitați, așa, când v-a spus un primar, curgea la următoarea zilei, erau 3 soli. Deci nu mi-arătați sus, a spus că găsiți soluții, găsiți-le. Poți să mai zic o știu ceva? V-ați gândit la Pâneu Bărănesi? Dar ești la Pâneu Bărănesi, ești în Vodca, la Doriță, e acolo. Adică face pe regiuni separate. Cu distribuții pe străzi. La Pâneu Bărănesi. La să aducem o sursă. Să aducem de la Pâneu Bărănesi? Dacă e terenul nostru, suntem proprietari. Bine, am înțeles asta, bine, ce fac este, adică ar fi...
eu am întrebat oameni din Drăvăști care cunosc foarte bine zona. Am mers undeva la strâna lui Ștefănoaia pe dosul Măgurii. Deci nici măcar nu mai curge acolo. Așa după aia era o oiere, era un furtun subit, nu mai curge. Păi, vorbim și de perioadă foarte secetoasă. Poate nu să-și revină izvoarele astea, nu știu. E o altă problemă pe care o înțeleg. Dom'le, apa atât cât este și măcar aia nu este plătită. Nu m-a sunat o persoană din comună și să-mi spun, domn primar, când să vin să plătesc apa la RG? Toată lumea mă sună de ce nu am apă. Dar noi nu am încasat pe RG un an de zile. Tocmai când mi-au fost rușini să bag la poarta omului, nu pentru că știam că este apă puțină. Dar nu m-a sunat nimeni să mă întreb. În schimb, pentru abonatul la internet, sau la telefon și găsesc toți... Zic, dacă au avut apa, ar trebui să pătească, domnul primar, pentru că se fac investiții. Deci vă spun că mi-a fost și rușini să bat la poartă ora. Am mai fost, cei de pe centru au fost, dar acolo, pe dealul bisericii, pe ciungi, vânile în altul, nu ajunge apa. Dar nu-i făcut altă forare, asta legeți niște bani, nu? Am făcut forare, nu avem apă. În zona noastră nu există apă, am vorbit cu experți, cu geologi, cu hidrogeologi, mi-au spus destul de clar, e o nebunie a mea. Să forez, dar forar, și ar trebui să fie corect. Doar apă despre afață. Nu vreau mă spune cu asta, e nimic. Deci mulți care au ceas. Deci plătesc, că care nu au ceas, deci cam așa trebuie. Toată lumea au avut ceas. Așa zic, deci de frumă ne au scurs. Ceas nu vreau să fie drum. Da, 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 cum e? Păi, da, 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 da. Da, mai e o problemă. La Gelen este un, eu zic, comis un caz social, la Gelen. Este un bătrân care nu, da, nu poate bine să vorbească, eu știu după porecle, Ioan Abadu, cred că Mihai îl știe mai bine. Și nu are niciun venit, nu are nimic, nu are rudii, nu are... Nu are nimic. Îi putem face un ajutor social. Asta zic, poate să... Cineva care se ocupă, sau doamna Cică, nu știu ce. Doamna Cică, o să nu știți colega mea și o să anunțăm doamna Ușerban. Unii îți știți în ce zonă stă? Da, prin ce, la... cum îl cheamă? Ulița Bisericii? Nu, pe Ulița Bisericii. Stă lângă asta, lângă Mocam, unde stat... care ui, Mocam, cum îi zic. Ce știu, închis la Vale? Da, de la Nielul Inima, la Vale. Dar dacă e bătrân... Pompa se face stelică? Posibil să nu aibă pensie. Să nu aibă pensie. Totuși cei care este trecut de 70 ani... Nu are pensie. De obicei au lucrat, prin ce au șescă forțați. Nu știu cât are. Nu știu cât are. Da, poți să verificăm. O să mergem acolo. Da. Nu te-am venit. Domnul Meriti. Am înțeles cum o să vină. Nu știu acum, deci am auzit de discuții, Consiliul Părinților sau ceva, deci nu știu, domnul Drăghiș, poate să spună mai mult. Deci, deci produse de igienă, pentru școala numărul 1, e foarte prost, e aprovizionată școala, din punct de vedere. Nu știu acum, îmi cer scuze, poate greșesc. Școala are produse de curățenie. Dar nu se dă la folosit sau ce se întâmplă? Dar cum să nu se iei părinții? Eu înțeles, deci, da, din discuții din Consiliul din părinți. Nu le-am vorbit. Da, nu. Bine, acum le-am vorbit. Am înțeles că doamna directoare cu curs sau ceva, deci nu interesează pe mine la primărie. Deci din Consiliul, am zis, deci din Consiliul lor de părinți, deci zice să meargă la domnul primar. Că domnul primar răspunde. Da, domnul primar. Doamna găsit, deci nu... Care e Consiliul al părinților? Că asta nu se spune. Școala are zi, domnul părinților, ca să spună. Nu e curățenie școală, avem produse de curățenie, avem produse de dezinfecție. Tu foarte bine, cer scuze. Deci nu m-am spus în discuție. Am zis că nu mai am zis. Vă rog, dacă... Am înțeles că o să vină un buldozer, poate îl plimbă și pe noi băieții un pic. Dacă... drumul proiectului joia trecută l-am predat de Consiliul Județean. Am făcut proiectul de Județean. Undeva în august sau septembrie ne-a fost promis și eu sunt convins că așa se va întâmpla, se va modeliza prin asfaltare. Până atunci, nu-l vom lăsa așa, o să îi băgăm și acolo, o să-l îndrept, pentru că chiar dacă nu mai e al nostru, trebuie să o facem. O sunat băieții de la Poiană pe autobuz și le-am mai, cred că am dat 10 cioșani ăsta, dar se strică mereu. Eu cred că anul se va moderniza, va fi asfaltat. Joi am terminat, am semnat protocolul de predare către ei cu comisie mixtă CJ, primării Univers, primării Helegiu. M-am început faza de proiectare, au măsurat cele trei subtraversări existente. Doar cu care trebuie. Termin cu proiectarea, mi-au spus că banii sunt, eu zic că se va asfalta. Dar până atunci măcar răzvăi tu. Până atunci să mai băgăm noi un buldozer, un autogreder, pentru că acum... A zis că vine un buldozer, nu știu când. Da, vine un buldozer pentru turmele comunale. Dar o să ajungă și la Iregiu, că vreau să-l dat pe Chisca aici, că am fost ieri, am mâncat pe la Șarzu.
și am coborât pe la biserică. E o familie mutată acum nou. Tu știi, la Drăgugești, din casa lui Costea. Da. Da. Mm-hmm. Da. Și sunt ce să văd ce pot face. Nu știu dacă buldozerul o să reușească să intre peste tot. Clar, la mai e de 4 metri. Drumul ăla e destul de îngust care este la lege acolo. Da. Știi? Îngust. Da, e destul de îngust. Am coborât pe aici la biserică, nu e. De rămas gardă. Da, de rămas gardă oameni, am gândit. Dacă nu mai sunt... Am vorbit un pic în discuțiile respective, acum e rândul meu, dacă trei lucruri scurte. La bufet, la Brătila, la un centru acolo, la magazin, la Brătila, bălăriile, la camera de captare, chiar în centru, sunt un metru peste camera, ar trebui curățată șanțulaie cu biscuiți, până spre Ovidiu lui Avram, pentru că ne va face probleme tot nouă, dar este foarte urât, repet, un metru peste nivelul biscuiților. N-a fost joici din oameni acolo, a curățat Brătila? Pe aici, pe la pod, pe jos, pe la ciute, în sus? Aici, la pod, nu a urcat, mai sus? Da. O să da. Acum am văzut că mai fost vreo 3 găuri pe Brătila, 5 locuri. Aș vrea să le refacem acolo, unde sunt... Am și măsurat într-o zi, nu mi-i permit mai anul ăsta un tratament pe Brătila, s-ar plăta și ar merita. Dar nu știu. Așa. Dacă merge microbuzul pe vale, microbuzul școlar? Nu știu nici asta. Nici treaba noastră. Nu știu. Nu știe nimeni? Am propus? Nu știu. Nu știu. La capul asfaltului și grea. Am mai fost la capul asfaltului. Păi a fost ce? Păi nu, i-am întrebat pe vale, nu până la prânz. Nu știu nici. Și dacă nu merge, de ce? Și nici pentru câți copii, pentru că sunt care vin cu mașinile. Copii vin cu părinții cu mașina, adică eu nu știu dacă se aduce degeaba până acolo și... Păi am aprobat tocmai ședințele Consiliului să meargă microbus acolo. Știm, probabil că știu, nu știu. Și trei, am discutat la sfârșitul ședinței precedente că ne vom întâlni la Brătila. Gândiți-vă că ședințele sunt publice, ce ne facem dacă mai vin 10 persoane asistite la ședință? Totuși, se încălzește, vedeți că abia respirăm, sunt și cu masca pe față. Haideți să găsim o soluție în sensul. Eu zic că e bine la regiunea primăriei, pentru că mi se pare normal ca ședințele Consiliului Local să țină în sediul primăriei. Avem o primărie frumoasă, avem condiții bune, așa cum stăm la Kaufland, umăr la umăr și în alte părți. Nu cred că suntem în pericol, mai ales că eu nu sunt purtător, sunt vaccinat, ca și o parte din dumneavoastră. O să mai face și acolo, mă gândeam chiar să facem la un moment dat în toate comunile, în toate satele, nu știu dacă e ok. Foarte bine. N-am ce problemă. Azi am venit să facem aici pentru că știam că trebuie să predați declarații de avere, pe care o parte de la semnul pe care nu le-ați adus, atât de mult v-a interesat. Da. Și veneam în sprijinul dumneavoastră cu o copie, cu un funga la calculator să vă aducem modelul de anul trecut. Așa am gândit-o. O să facem și la Brătila. Poate de reușim să mai dăm un pic de viață și acolo. Nu știu. Da, e păcat de cele construcții, că nu sunt măcar din când nu sunt folosite și la Deren și la Drăgucești. Dar suntem și mai aproape de oameni, poate mai participă și cetățenii. Faci la cât de mult dacă nu mai sunt de discuții, de clar, de discuții.